cum vă numiți, Lepidotores. Ce s-a întâmplat? Cum era viața dumneavoastră înainte de acest parteneriat de fidelitate cu Dumnezeu și de provocarea pe care ați făcut-o cu Dumnezeu? Când eu am ajuns la locașul Duhului Sfânt, viața mea era distrusă, trăiam bolnav, din punct de vedere economic eram distrus, am o afacere, dar era doar cu numele pentru că nu aducea niciun profit. Aveam și o datorie de $190,000. Eram bolnav de 2 luni, nici nu știam ceea ce eu aveam, deoarece medicii nu descopereau niciodată ceea ce eu aveam. Nu dormeam noaptea, nu puteam munci, lucram 2 sau 3 ore, trebuia să mă întorc acasă, pentru că nu puteam să rămân la locul de muncă. Și ajungeam acasă și doar voiam ca să mi se facă masaj, ca să fiu mai comod. Și așa petreceam nopțile, închis în baie, crezând că voi muri. Și vedeam familia mea cum dormea și mă gândeam ce va fi de ei. Îi voi lăsa cu datorii și fără nimic ca să se susțină. Așa am ajuns aici la biserică. Asta a fost în 2011. Am început să ascult zeciuitorii că sunt fidel cu Dumnezeu și eu spuneam, cum voi da zeciuială dacă eu nu am nimic? Sau ce voi da ca ofrandă dacă eu nu am nimic? Atunci timp de 2 ani am fost așa, gândindu-mă că făceam lucrurile bine, cum eu voiam, dând 100, $200 de zeciuială și ofrande dădeam. Când era o campanie, făceam o campanie bună, dar nu se întâmpla nimic pentru că eu nu eram fidel. Eu făceam lucrurile cum voiam eu și când eu am înțeles că nu era bine, pentru că eu ascultam de profet, de părinte, că spunea, trebuie să fii fidel în ceea ce faci, cu ceea ce oferi ca zeciuială. Și eu am făcut un pact. A venit provocarea. Părintele a spus, faceți o probă, o încercare. Eu am spus, Doamne, eu voi scoate zeciuiala din tot ceea ce voi câștiga în afacerea mea. Și când am făcut acel pact, Dumnezeu a deschis viziunea mea. Mi-a dat înțelepciune, mi-a dat viziune ca să cresc afacerea mea. Când eu am făcut asta, domn episcop, mintea mi s-a iluminat. Am spus că voi crește afacerea mea și afacerea mea a crescut foarte mult. Și până azi, eu am scos zeciuiala din tot câștigul. În acel timp câștigam $12,000. Acum câștig $90,000 pe lună în afacerea mea. Și recent am participat la campania dreptății și Dumnezeu mi-a răspuns cu un restaurant. Eu nici nu mă gândeam să am un restaurant. Așa a fost cum eu am învins și am prosperat în afacerea mea. Pentru că eu am fost vindecat, dar viața mea economică nu se schimba până când eu am făcut acel pact. Dumnezeu să vă binecuvânteze mult mai mult, în numele Domnului Iisus.